Municipiul Petroșani, comunitatea din Valea Jiului și chiar toți românii trebuie să îi țină pumnii strânși temerarului petroșenean care pleacă sâmbătă într-o nouă aventură. Arctic Ultra 6633 este o competiție extremă în care participanții trebuie să parcurgă un traseu foarte greu și să îndure temperaturi de până la minus 50 de grade Celsius, specifice cercului polar. Este emoționant pentru mine, dificil în același timp. Cu adevărat acum simt greutatea momentului și dificultatea cursei. Încă se mai pot vorbi vorbe, dar în curând, între cele două linii de start și de sosire, vor fi faptele. A fost o pregătire destul de bună. M-am antrenat în râuri reci, în munții Parâng, la peste 2000 de metri altitudine. Am alergat foarte mult, am mers foarte mult pe jos, am tras foarte mult de sania aceea specifică. Eu cred că sunt suficient de pregătit pentru această competiție. Rămâne de văzut dacă într-adevăr realitatea confirmă spusele mele. Este o cursă pentru care nu poți să te pregătești 100%. Sunt cu siguranță obstacole și acolo peste care trebuie să trec mobilizându-mă la fața locului. Echipamentul specific zonei de acolo a ajuns la Avramiancu de câteva zile. Acesta este unul special confecționat din țesături naturale menite să protejeze corpul uman de temperaturile extreme. Echipamentul este unul special pentru zona arctică. Știți foarte bine că temperaturile pot ajunge chiar și la minus 50 de grade, așa că și echipamentul trebuie să fie corespunzător. Iar acest echipament este cărat, transportat de către concurent într-o sanie specială care are roți, dar în același timp se pot și rabata în cazul în care zăpada este prea mare și nu mai pot fi utilizate roțile. Aproximativ 25 de kilograme cântărește sania cu tot echipamentul. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos, există o fișă medicală care trebuie completată și toate analizele au ieșit foarte bine, așa că am acceptul doctorilor. Mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătate. Ce o să mănânci acolo? Mâncarea este o problemă pentru că orice gram de apă acolo îngheață, așa că alimentele sunt total dezidratate. Peste acea mâncare se toarnă apă caldă și astfel reușim cumva să supraviețuim. Cursa de la Cercul Polar începe pe 9 martie. România este a doua țară cu un număr de 4 participanți la acest ultramaraton după Zimbabwe cu 6 participanți. În competiție vor intra și Levente Polgar, Tiberiu Ușeriu și Florina Iofcea.